Dacă i egal cu integrală de la 0 la 1 din x pătrat e la minus 3x de x, cât este i? Uite, de obicei ea se face prin părți, știți, v-am mai făcut în problemele anterioare. Hai să vă arăt și o altă chestie. Uitați, dacă aveți integrală dintr-un polinom Pn de x, e la alfa x de x, se arată că este tot un polinom de același grad, ori e la alfa x, unde polinomul ăsta necunoscut se obține prin derivarea relațiilor. Și anume, ia uitați, integral din x pătrat e la minus 3x. Teorema spune așa, că bă, este tot un ax pătrat plus bx plus c, un polinom de grad cel mult 2, ori e la minus 3x. Cum îi aflu pe aceștia b și c? Cum asta are loc pentru orice x real, că e primitivă, derivezi. Integrala derivată îți rămâne asta. Egal cu asta derivată, cât vine? 2ax plus b ori e la minus 3x plus ax pătrat plus bx plus c ori e la minus 3x derivat, care face minus 3 e la minus 3x. Împart prin e la minus 3x, că e diferit de 0, că știu că e chiar mai mare ca 0, uite, o să-l tai de aici ca să-l vedeți, și îmi dă cine? X pătrat egal cu 2ax plus b minus 3ax pătrat minus 3bx minus 3c. Ce am? Pentru că egalitatea a două polinoame pentru orice x real am coeficientul lui x pătrat minus 3 egal coeficientul lui x pătrat, coeficientul lui x 2a minus 3b egal cu coeficientul lui x din dreapta, din stânga 0 și termenul liber b minus 3c egal cu 0. Și iată cum i-am aflat pe ăștia. A egal cu minus 1 pe 3, b-ul este cine? 2a pe 3, adică minus 2 pe 9, da? Și C-ul este B pe 3, adică este minus 2 pe 27. Deci integrala mea vine asta, adică minus 1 pe 3x pătrat, minus 2 pe 9x, minus 2 pe 27, ori e la minus 3x, luat între 0 și 1. Și egal cu la 1. Bine. Vin ăștia, minus 1 pe 3 minus 2 pe 9. Asta oricum ați face tot integrala asta, vă dă să nu credeți că vă dă altceva. E la minus 3 și la 0, deci minus, ăsta e 0, ăsta e 0, ăsta este plus 2 pe 27, e la 0. Și acum hai să calculăm pe ăștia, ăsta cu 9, ăsta cu 3, cât dă? 9 și cu 6, 15 și cu 2, 17, minus 17 pe 27 e la minus 3, plus 2 pe 27. Acum să vedem cum arată grila. Le vor pe același numitor, nu? Ia, vine 2 minus 17 la minus 3 pe 27. Ia să văd dacă e prima. Că văd aici 2. A, e 2 e la a treia, așa. E la minus 3 scrie 1 pe e la a treia, da? Pe 27, deci ia, uitați, e 2 e la a treia minus 17, pe 27 e la a treia. 2 e la a treia minus 17, pe 27 e la a treia, răspunsul corect, da. Dar, repet, noi puteam să o facem și prin părți. Pe asta s-o gândit derivată pe minus 3, bla, bla, de două ori și așa. Da, dar v-am mai arătat și altă metodă ca să vedeți. Asta e foarte bună, că și la sinus și la cosinus mai am eu pe alte videoclipuri treaba asta.